Toamna nici nu și-a intrat bine în drepturi că la munte deja au început să apară fenomene meteo specifice anotimpului rece. Transalpina a fost acoperită ieri de grindină în urma unei ploi torențiale. Mai mulți turiști aflați în vizită în județ nu au putut să meargă mai departe din cauza gheții de pe carosabil, așa că au cerut ajutorul drumarilor gorjeni. A spus-o și de fiecare dată trage semnalul de alarmă. Muntele este imprevizibil. Să nu uităm că a trecut vara. Septembrie este prima lună de toamnă. Chiar imprevizibil fenomenul cu grindină în această perioadă. Eu cred că a fost mai mult o ploaie înghețată la peste 1500 de metri, 2000 de metri. Nu ne putem aștepta la altceva. Însă, conștiincioși ca de fiecare dată, noi am fost pe drum, nu a fost niciun eveniment, dar șoferii au oprit. Noi le-am spus de fiecare dată și am făcut apel și cu sprijinul noastră, cu sprijinul mass media. Când vedeți fenomene deosebite, imprevizibile, cu grindină, cu iarna, cu polei, cu ceață densă, oameni buni, opriți și anunțați. Și așa au făcut și noi le mulțumim, pentru că au informat drumurile naturale despre acest fenomen. A fost și jandarmii, a fost și salvamontul pregătit, nu a fost niciun eveniment. De săptămâna viitoare, secția de drumuri naționale Târgu Jiu va pregăti o auto specială care să intervină cu material antiderapant dacă va fi nevoie.